Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un video din Horizon Zero Dawn. Ultima oară când ne-am întâlnit, am făcut și noi misiunea aia unde am aflat puțin despre lucrurile din trecut. Și acum am zis, știi ce, hai să ne pierdem puțin timpul și să ne ducem la un cauldron și să mai deblocăm câteva upgrade-uri, chestii genul ăsta, pentru că avem nevoie de upgrade-uri, avem nevoie de o grămadă de chestii, așa că să facem lucrurile astea, să fie totul bine, încât să nu avem probleme și poate pe drum să mai fac rău și câteva resurse, pentru că problema mea principală în jocul ăsta e legată de resurse. Fie nu am deloc sau fie am lucruri inutile. Așa că noi o să mergem frumii să ne ducem la cauldron ăla, deblocăm două, trei chestii, mai luăm niște iteme, ceva, poate mai găsim lucruri de vândut. Apoi să mergem la vreun magazin și să vedem chestii și apoi să-l ajutăm pe Eren cu răzbunarea pentru sora sa. Ok, hai să ne cărăm că acea nebunie de creatură în spate. Ok, aparent am scăpat și e mai bine acum. Lasă-mă în pace, bestie! Ok, aparent totul e bine pe aici. De exemplu, pot să-mi fac acum poțiuni? Nu cred că pot să-mi fac încă poțiuni. Stai, ammo, ce pot să craftez? Oh, rope caster. Ammo capacity pentru rope caster. Nu, tot nu pot să fac poțiuni. Lipsește carne grasă, deci mie îmi trebuie animale pe care abia le văd. Deci văd bestii, dar nu văd animale normale. Ceea ce mă scoate puțin din sărite, dar e ok. Aia ce sunt? Scrapper. Încă aș putea să iau un scrapper pentru mine, gen. Ok, hai să luăm un scrapper cu noi. Ai nevoie de un companion care să fie pentru mine. Ok, tu scrapurești acolo. Cât timp eu o să-ți iau puțin controlul. You're mine now, thank you. Oh, aparent scrapperii scrapăruiesc. What the hell happened? Oh, tu ai fa... Poți să te călăresc? Nu pot să călăresc scrapper-ul. Păcate. What the fuck, dar ce cu lumina asta? Nu știu ce se întâmplă cu lumina asta. Lumina era așa gen... Ah, e peste tot. Ok, hai să... mergem la cauldron-ul ăsta, văd că e aici. Văd ceva mare acolo. Oh! Ok, mi-a rupt puțin dinții, dar e ok. Nimic folositor. Unde mi-e creatura? Yo, scrapper-e. Cred că scrapper-ul ăla a zis, n-am chef. Și lumina aia roșie. Stai leacă. E lumina roșie acolo. Ok, e o alarmă. A killing machine that disappears into thin air. Oh, kek. I'm so dead. Deci asta era oale aici. Bine, aș putea să încerc să fug totuși. Du-te acolo. S-ar lumina! Oh, bai vezi, frate! Fuck! E unul pe jos, pe aici, să stai leacă. O, e deasupra. Ok, hai să le pun... tag-ul ăla. Oh, nu pot să-i văd dacă sunt invizibili. Fuck, ok. Mișto logică, Bobiță. Oh, nu pot să-i văd dacă sunt invizibili. No shit. Cam care ar fi scopul invizibilității atunci? Ok. Asta poate să se distreze acolo. Cât
timp eu voi merge... What the fuck? Ok, 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 ok. Prea devreme să vin aici? Care-i treaba? I don't understand. Auzi vreo 3 stalkeri. Stai alea ca bebiță, care-i treaba? Nu am acces la cauldron? E prea devreme pentru a-l putea face? Probabil că e prea devreme să-l putem fa... Ah, grozav. Mersi! M-ai scăpat de treabă. Ok, deci aparent nu putem face cauldron-ul ăla. Ok, atunci o să ne ocupăm de misiuni principale până... Ne vom întoarce aici, deci nu putem să ne ocupăm de cauldron. Ușa e închisă, nimic de controlat, deci înseamnă că... Aia e, dacă vreau să merg la un alt cauldron, trebuie să merg la ăla din spate rău de tot, dacă vreau să-l fac, probabil. Ok, hai să mergem la errand, mai degrabă, și mai safe și toate alea. Super iepure, am nevoie de iepure, vină cu ea. Tot, exact ce am nevoie. Rich meat, nu, vreau fat meat, bă da. Ok, jocul cred că are o mică problemă cu iluminarea asta. Cred că se face tranziția între dimineață și seară sau ceva și are o tranziție extrem de dubioasă. Ok, ambulanță, mulțumesc frumos. Mi-a alertat curcanul. Ok, iau asta. Ok, fat meat e perfect. Oh, vulpe, 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 vulpe. Țipați la PETA, băieți! Cred că vine ambulanța pentru ele, mă, pentru animalele astea. Ok, hai să vorbim cu Errand. Face misiune de level 19, chiar dacă eu am level 18, dar e ok. Adică sunt foarte, foarte aproape de face level. Oh, stai, dacă chestii de heal. Keep that for later. Da, am nevoie chestii de heal. Nu mai de carne grasă încât să pot să-mi fac... Oh, cineva aici. Un om random pe acolo se chila el acolo. Băi, dar ce nașpa, frate, că nu pot face cauldron-ul ăla. Ok, hai să ne ajutăm pe nenea Errand așa. Bă, da, nu mai văd altă creatură, am nevoie de carne, știi? Nici magazinul văd. Că trebuie să vând niște lucruri. Stai aici, boss. What are you waiting for? Ok, stai la, poți să-mi craftez alea. Potions. Yes, super. But you don't feel like talking? Nope. Stai aia țără. Mamă, câte plante de HP. Stai aia țără. Altă ocazie mai bună ca asta nu o să găsesc. Errand, dacă vine acum, te iam să te pleznesc. Dacă toți sunt aici, să profit că sunt aici, adică pentru... Ce pana mea? Au, aici erai tu. Hai un pic, văd un iepure în fața ta și va trebui să-l nenorocesc pe cât mai repede posibil. Gata. What are you doing out here all alone? Where are your men? I'm not gonna risk their lives. I don't mind putting my worthless ass on the line, but not theirs. Sorry I had to drag you into it. Oh, deci nu vei să sacrifici oamenii, dar vei să mă sacrifici pe mine. You know, take down some machines, track some killers. Right. I'd hate to see a busy morning for you. Ready to get started? Tell me exactly what happened to Ursa. Start from the beginning. No one knows for sure. She left in the middle of the night with a few of her best men. Her best men? But she didn't bring you? Ooh. No. I'd been drinking a lot. Oh. And maybe she thought... damn, I don't know. This guy is useless today. Search parties found their bodies the next day and the corpses of some shadow Karja cowards. It was an ambush. Oh. The shadow Karja are animals. They beat her so bad we can't even show her face before burial. I'm so sorry, Errand. Yeah, well, when I find the soldiers who did this, they'll be sorry too. Uh-huh. Okay. All right. Show me where Ursa fell, and I'll do what I can to help. Come on, follow me. I am following you, bro. Ok, stai. Oh, stai așa. Era să ratez chestii. Stai. Și stai că se de heal. Așa.
Chestii de heal, chestii de la lemn, nu trebuie lemn. Ok, hai. Hai, Erend, sunt gata. Condu-mă. Condu-mă pe meleaguri nemai văzute. Ce nu are sens? N-am fost atât în discuție. Shadow Carja territory? No. They broke the ceasefire as soon as they set foot in the cliff. Mhm. Cred că poate să-mi cumpăr niște arme noi data viitoare când ajung la un vendor, gen să-mi iau, nu știu, să încerc să iau albastre acum și apoi să mă ocup de cele mov. Almost there. Sau dacă e posibil să-mi iau mov și apoi tot așa țin mov în mov. Pentru că aș vrea totuși să am cele mai bune arme mai încolo. Ați fi pregătit. Cum ar spune Illidan. Where the ambush happened? Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. Please. Those bloodstains. I need to find the bastards that did this. They look like smears. Hey, what? Investigate the battlefield. These look like drag marks. Oh. Did someone move a body through here? Da, pare a fi o bestie acolo. This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. Hmm. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? Da. But why would the Shadow Carja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Carja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. Poate sursa de fapt nu e moartă, dar ce a spus că în cadavrei nu a fost recunoscut sau ceva. Follow the tracks, highlight tracks, perfect. Dai un pic. Băi, eu tot culeg aici, însă am plante încât să-mi ajungă, să nu mă trezesc Dumnezeule că iar n-am healing-uri. Dar e cea mai nașpa când în jocul ăsta ajung să n-am healing. Oh, uite porcul ăla vere, uite porcul ăla vere. Exact ce am nevoie. Oh, și e și galben. Yes! Să facem poțiuni? Îmi place. Super. Cât mai mult healing, cât mai multe chestii. Băi, unde au venit ăștia, mă? Încă sunt puțin șocat de ce descoperire am făcut ora trecută, pentru că... Din nou, sunt... Chestii pe care cumva le-am prezis, în sensul că, da, ăsta e motivul pentru care totul s-a dus de râpă și tot așa, dar... I get why they wanted Ursa dead. Why fake an ambush? There's more to this. And we're gonna figure it out. Ok, deci probabil că e ceva legat de a porni un fel de război dubios? Ioi. Super! Ok. Să mergem la resurse, stai. Inventory, resources, ok, trebuie să mai consum din resurse, aparent. Aparent trebuie să mai consum din resurse. Păi stai așa, că consum acum, deci. Am nevoie de tripcastere, am nevoie de astea. Am nevoie de astea. Și de astea. Și trebuie să-mi craftez și poțiuni. Facem un health boost. Nu. Oh! Outfituri, resources, așa se pot purta cât mai multe resurse. Trapper nu folosesc prea des, deși ar trebui. Ropecaster, încă nu prea pot să zic că sunt fan al ropecaster-ului. Așa, și acum am cum și asta o să le pot vinde mai încolo. Super. Suntem acum, mă simt așa mai pregătit acum, știi? Stai, ce Dumnezeu e linia aia? Cine sunt aia? These guys aren't Shadow Carja. They're from my tribe, the Oseram. The hell? Is this how your people usually greet each other? Incoming! Okay! Oh my god! Bun. Ce țintă aveți, bă, să vă trag una?
Так, чому один гора? Супер! What's that? What's what? I think it's calling in machines. Get ready. Unde ce? Stai la că ce machines? Hit them till they can't hit back. O, ce aia? Stai, o țără chestie. O, e un d-ala. Ha! Hai ca sa scanez puncte sus si jos. Ok, pe ala n-am vazut. Stai ca nu te-am scanat pe tine. Perfect. Ia mă, îți place focul? Băi, Vera, ești culmea. Da, îi place focul. Mamă, cât damage ia de la focul ăsta, e nebun. Dar mor, mă, odată. Gata, unul e gata. Stai așa. Bine, mă! Ah, gata. Get f***ing wrecked. Cine sunt ăștia? Asaram, not Shadow Carja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Ce să faci, bănânea, aia se mai întâmplă. Please. Use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. Damn, son. Pot măcar să verific? Level 19. Super. Oh, super. HP. Chestii. Ceva galben aici. Îmi place când văd galben. Robert Glass. Nu știu fie... Ah, there's a glass. Am citit Robert Glass. Ok, sunt un pic antembel că nu e vorba de citit, dar e ok. De-aia vă uitați la mine. Sunt un tembel și jumătate. HP, super, da. Da, nu-i HP. Bă, și ce vis aveam deja, mamă, fie de că-i HP aici. Oh, stai, ce examen. So much blood. A lot of people died here. A massacre. Just un masacru de aici, ok. Sună kinky. Those rocks. They're shattered. Something hit these stones. Something I've never seen before. Ok, cred că vom avea parte de o bestie nouă. Mai am bun, cred că vom avea parte de o bestie nouă. Spike rate, nu... Nu e ceea ce caut totuși, dar... Precis. These look like Vanguard weapons. Hmm. Interesting weapons. Ursus men didn't fight back. A fost o trădare! Eram sigur! Ce e acolo? What are those leather straps? Armor straps. Cut with a knife. And a rock with blood on it. O violat-o pe sorta, frate. No, asta e clar. Când cineva stai armura și te și lovește cu o piatră în cap, cred că o lovită cu o piatră în cap se asigure că nu ripostează în sensul ăla și apoi they fling the dick and... Looks like you could mount some equipment on that thing. What the hell? Stai, țără. Ce vrea să fie asta? There, by the tripod. A used power cell. Mmm. Da, unde era supply crate-ul ăla în față? Ok, stai, să verificăm.
Băi, beznă, vere! Băi, ești nebun? Au pus-o în chestia aia, fel de BDSM de-asta. Nebunesc, hai! This is Ursa's helmet. Hmm. I thought she died in the field below, but must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory. But it takes a little imagination. Oh, t'ascult. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Cum ar fi? Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. I knew it. Maybe they switched another body into her armor. Someone around the same size. And mutilated it enough, so it could have been anyone. Even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right... Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Holy shit, mamă, ce descoperiri, vere. Damn. Nice. Îmi place. Questul ăsta e fine. I'll find a use for you. Damn, vere. Into the Borderlands. Ho, calm. Ăsta e level 15. Hai să facem pasta că e... Level 15, easy. Cred că putem să luăm și noi un flight. Ce mai zic flight path? Luăm și noi un de-asta de mers rep. Oh, și orașul. Hai să mergem în oraș, zic. Deci ăsta e hunting goods, vessel collectibles, mystery boxes, artifact electric, machine resources și flower collect. Oh, flower. Ok, hai să mergem aici. Fast travel. Băi, nene, am zis eu că sigur trebuie să fie o chestie de genul ăsta. Bine, puteau fi două lucruri în sensul că putea să fie și o chestie de asta, gen mergem și aflăm de fapt cine a fost și probabil că a fost cel mai bun prieten al ăla, a fost cel mai bun prieten al Ersa, dar cel mai mișto a fost asta, gen să o băgăm așa pe mișmoașă, să zicem așa, să o băgăm așa alea că pe ascunsele. Și să zicem, băi, nene, cumva sorta e vie, dar posibil să nu fie vie. Așa că cine știe? Poate e vie, poate nu e vie, poate e... cine știe? Vă las aici, știi? Și jocul te lasă cu o idee de aia. Dar dacă e vie, ce face? E trădătoare? Nu e trădătoare? Sunt o tonă de chestii de genul ăsta. Sunt o tonă de măgării de genul ăsta și chiar îmi place jocul ăsta. Are multe nebunii de ăsta gen așa ascunse. Bă, dar loading screen-ul ăsta durează, vere. Un joc bun, deci serios, chiar e un joc bun și dacă aveți PS4 sau, nu știu, dacă aveți PS4 sau aveți prieteni cu PS4, nu știu, faceți un târg cu ei și luați-vă jocul ăsta. It's like fucking worth it. Chiar dacă nu mă place povestea, jocul în sine e super fun. Bă, nu-mi place... Nu, vreau unde ăsta. Ce erai? Erai hunting goods? Ok, stai, trade merchant, sell, vreau să-ți vând resurse. Scuze, facem niște microtransactions pe aici, că ne trebuie. Sell for shards, trade, astea albaste mi-e teamă să le vând. Astea verzi le mai găsesc ușor, gen rabbit bones or something. Dar astea sunt așa mai greu, ravager, heart, să zicem, ceasul, încă un ceas. Să facem rost de bani, nu știu ce e mai scump aici.
Charger Heart. Bine, hartule să le găsesc, dar hai să vedem la ce ne putem cumpăra. Deci, armură cred că sunt ok, pentru că am deja două armuri de astea mov. Deci am două mov și sunt ok cu asta. Dar cine știe. Ok. Hai să ne uităm la arme, pentru că la arme zic că vreau să ne facem upgrade-uri în astea. Deci eu ca arme am mai toate albastre. Deci tot ce am e bow normal pe care îl am. Deci dacă aș vrea, să iau un sharp bow, dacă aș putea să iau. Ce kinky arată. Sau un rattler sau un warbow. Kanja warbow de ăsta. De care am numărată, de care am. Eu am de ăsta, Kanja hunting bow. Dacă aș putea să-l schimb într-un warbow, low damage, fire elemental payloads. Cât de tare! Ok, și pentru ăsta îmi trebuie o grămadă de chestii. Deci pentru ăsta îmi trebuie o grămadă de chestii, dacă v-ați fost. Ok, hai să luăm un sharp bow. Eu vreau să iau un sharp bow, ca așa, sharp bow albastru. Super, equip. E aici. Super. Super, super. Ai treasure boxe, free sample, cum să nu, nu pot spun nu la un free sample. Kaja sharp bow și ne ducem frumos la inventory. Oh, ar putea să-l vând acum, genul ăsta. Mergem pe el, anu, crafting, modify weapons, aici, băgăm piercing pe el să spargă tot ce se poate și se crește în damage, eu zic. Da, damage-ul cu handling-ul. Super. Ok, ne-am obligat și arma asta. Când o să mai facem ceva bănuț, o să mai luăm alte chestii. Bă, dar arată și mai bine. Parcă arată ceva mai bine. Nu, nu pot, îmi pare rău. Second sight, dar ce fac? Nu-ți aminte de altceva când zice second sight. Nu-ți aminte de un joc care se cheamă second sight. Dacă stau bine să-mi aminte. Unde e ăsta, mă? All in. Dar nu e all in, e celălalt. Hi, guys. Sorry, stai un pic. Oh. Ok, pe aici. Bă, dar nu se mai face zi odată, că deja mă terorizează întunericul ăsta. Ok. Ah, nu m-am uitat de poțiuni. The fuck? Marad. Hai, Marad. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Marad. Please come with me. You're needed for an important consultation. Yazi. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. Merge să vedem regele? Oh my god! All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. Poți să am o armură ca ta? The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Oseram get special treatment, and now outlanders from the Savage East. What possible interest could the Sun King have in her? Dacă știi ce interese are toată lumea în mine, fă-o de capul tău. Mamă, pot să am armura asta? De fapt pot, e ceva asemănătoare. Mă gândesc să o iau până de aia. Îmi place mult asta. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. Aici are dreptate. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. Oh. I think you'll find him to be a reasonable man. Să sperăm. Aici se află? Sau unde Dumnezeu e? Sau ăsta e un fel de lift? Oh, aici e. Hi! Aloy of the Nora. Mamă, ce dracu e pe spatele tău! Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Serios? Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Derval. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. Nope. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen.
And perhaps an exceptionally gifted Nora as well? Sigur, ce mi-a zis la afacerea asta? Errant, Murad. Let me discuss it with her privately. Hai, zut. Te-ți vorbesc cu Dumnezeu aici. Să că la el vede. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. Ia zi. Care treabă cu tine și Gagica? It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram vanguard, I would not have been able to liberate Meridian and end my father's brutal reign. Since then, it has been difficult to maintain peace between our tribes. But Ursa has a way of making her people see reason. So you see, I need her back at my side. And quickly. Okay, take a rant. I need to get going. Z. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Okay, Susa, calmează-te. Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Errant if you have further questions. Nah, e ok. Avad. Go to Pitchcliff. O să mergem acolo. E, ce tare. Acum regele este cel mai bun prieten al nostru. 2000 de metri de picioare până acolo. Să avem ceva de mers. Cred că noi suntem primul doar pe aici, așa că oameni buni, dacă v-a plăcut acest video și vreți să vedeți mai multe videouri din Horizon Zero Dawn, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, iar aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!